Și bine ați venit, dragi prieteni ai cărții, la această seară de gală de literatură, cântec și poezie. Aș vrea să rog, suntem în postul mare și l-aș ruga pe părintele să începem totuși cu rugăciune, pentru că mai avem puțin și vom lua parte la nașterea Mântuitorului nostru. Sfințească numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dragi prieteni, salut prezența dumneavoastră aici. Sunt și în alte personalități ale județului. Le mulțumesc din suflet pentru că au venit și întotdeauna onorează aceste frumoase seri la Biblioteca Județeană. E vorba de domnul prefect și de doamna subprefect. Sunt și alți prieteni ai noștri, profesori și pare bine că sunt și mulți elevi. Scriitori de seamă ai vâlcii noastre. Aș dori, la început, să o invit pe colega noastră, prietena noastră, Sanda Constantinescu, ca din partea bibliotecii să transmită salutul său, conducerii bibliotecii salutul său dumneavoastră în această început de seară frumoasă. Bună seara, stimat auditoriu! Bine ați revenit la Biblioteca Județeană, la o întâlnire care va fi fără îndoială aparte. Din motive care depășesc voința și dorința domnului director de a împărtăși cu noi bucuria pe care Radu Alexandrescu ne face astă seară prin cartea sa, vă transmit salutul dumnealui, bucuria că ne sunteți mereu aproape, oficialitățile, dumneavoastră iubitorii de cultură și, fără îndoială, autorul care a ales să se aniverseze cumva prin această carte la noi, adică să aniverseze încă o carte care îi apare. Fac acest lucru cu mare plăcere și adaug, fără îndoială, bucuria mea pentru că domnul Radu Alexandrescu este colegul meu de breaslă, ne cunoaștem de multă vreme, îmi pare rău că așa e poziția asta cu atâtea microfoane, să stau cu spatele la dumnealui. Și de câte ori mă gândesc, mă întâlnesc sau iată citesc o carte a lui Radu Alexandrescu, am în fața ochilor mei, deci din totdeauna, un om liber. Așa l-aș defini eu pe Radu Alexandrescu. A fost liber din totdeauna, liber în profesia sa, liber în spiritul înalt cultural și a adăugat pasiunii acesteia de a călători actul didactic de bună calitate și sper ca prin deschiderea pe care a făcut-o elevilor săi către limba engleză, generații de-a rândul sunt marcate de învățarea limbii engleze cu profesorul Radu Alexandrescu, cred că le-a transmis și această pasiune
de cunoaștere prin călătorie, prin ajungerea în alte spații de cultură și civilizație, pe care el are privilegiul de a le vedea, dar ne face și pe noi părtași la bucuriile sale de călător, scriind aceste cărți pe care apoi ni le restituie. Cartea de astă seară este incitantă prin titlu, fiindcă nu, Machu Picchu nu este un spațiu geografic la îndemâna oricui, plin de mister. Radu Alexandrescu rămâne un călător care are capacitatea de a se bucura de fiecare dată, mereu și mereu, de ceea ce vede, pentru că sunt și călători blazați, care nu mai găsesc poate esența lucrurilor și, așa cum spuneam, talentul de a ne transmite. Parcă așa aș fi tentată să mă întind puțin la vorbă, dar am să mă abțin. Am să-l felicit pe Radu pentru această carte frumoasă, să vă îndemn să o citiți și dumneavoastră și să urez succes întâlnirii de astă seară. Vă mulțumim, doamna Santa Constantinescu. Aș vrea să vă spun că sunt încrezător că această seară va fi mai reușită decât după amiaza de acum 3 săptămâni, când am prezentat împreună cu autorul cartea aceasta la Târgu Internațional de Carte de la București, la Romexpo. Suntem acasă, ne-am pregătit mai bine și sunt bucuros că, iată, pentru a treia oară prezint aici pe Radu Alexandrescu cu o nouă carte de călătorie. Și de asemenea sunt bucuros și mulțumesc din suflet că toate cele 3 cărți, Surâs, O țară fără surâs, Lumina dintre două lumi, și iată cartea de față care a anunțat-o, s-a anunțat și se mereu se anunță pe ecran în spatele nostru. Toate cele 3 cărți ale sale au apărut la editura pe care o conduc, o prestigioasă editură cu cărți care au apărut numai în România, ci și în Europa și peste ocean. Editura Antimi Vireanu. Și mai sunt, și vă destăină și dumneavoastră bucuros, că sunt contemporan și pot spune prieten cu 4 dintre călătorii din topul mondial care au făcut călătorii în jurul lumii. Unul este Radu Alexandrescu, 2 se află și acum în călătorie, i-a urat succes de pe în America, pe unde se află la ora asta. Irina, doctorii, medici, Irina și Radu Dobrescu și regretatul meu prieten și al dumneavoastră, al multor de aici, care tot așa a călătorit prin lume. Iar acum este pe lumea cealaltă. Mâine îi face de 6 săptămâni, de 6 luni, prietenul nostru, profesorul universitar Pompidou Mare. Dumnezeu să-l odihnească. Programul este foarte bogat. Vrem ca într-o oră și 30 de minute să le epuizăm și discuțiile în timp ce aici Radu Alexandrescu va fi reținut de dumneavoastră la o sesiune de autografe, noi ne vom întâlni la o cafea afară, la un mic cocktail. Vă anunț de la început programul și oamenii care participă la el. În timp ce se derulează pe ecran date despre carte și despre autor, cred că și secvențe de la Târgul
internațional de carte Gaudeamus, vom prezenta cartea la început în viziunea criticilor literari Ion Soare și Ioan Stelaza. Apoi urmează o lectură în public. Le mulțumesc că au răspuns invitației noastre actorii, cunoscuți actori ai teatrului Anton Pan, Cristian Alexandrescu și Violeta Scrociob. În prima lor reprezentație în seara aceasta, că vor mai avea încă o reprezentație, vor citi din opera care o prezentăm, din cartea pe care o prezentăm în seara aceasta. Apoi urmează solovioară, Radu Alexandru, de la Școala de Artă Victor Giulianu din Râmnicu Vâlcea. Cartea apoi va fi prezentată în viziunea criticului literar Ion Predescu și în finalul discuțiilor, Doru Moțoc, prietenul nostru și prietenul dumneavoastră, al tuturor, Călătoriile incredibile ale lui Radu Alexandrescu în jurul lumii. Urmează a doua reprezentație, lectură în public, actorii Cristian Alexandrescu și Violeta Scrociob. Încheie Radu Alexandrescu în dialog cu dumneavoastră. Inserție, prezentarea unui film din Machu Picchu cu comentariul autorului. Și un cuvânt în încheiere. Da. Încheiem cu colindele. Le mulțumesc că au sosit și ei aici și ne onorează cu prezența. Le mulțumesc profesorilor lor. I-am ascultat la repetiție. Niște copii extraordinari. Colinte, un grup de elevi, tot de la Școala de Artă Victor Giulian. Otilia Ungureanu, voce. Luxandra Mosor, violă. Și Adrian Ciopotea, violoncean. Va fi o seară plăcută, o seară de gală. Îi dau cuvântul acum domnului Ion Soare. Permiteți să vorbesc de jos ca și domnul moderator. Șezând deci. Înainte de vorbesc despre carte, trebuie neapărat să vorbesc irepresibil despre autorul cărții, ca în cazul oricărui creator al tuturor lucrurilor frumoase. Domnul Radu Alexandrescu, pentru mine personal, deși am câțiva ani mai mulți decât însumi, nu mulți, pentru mine, pentru generația mea, dumnealui a constituit un fel de legendă. De mult, de decenii, înainte de a-l cunoaște personal. În primul rând, ca profesor de limba engleză, trebuie să spun pentru cei care nu știu și l-am evocat recent în această calitate la lansarea de acum două zile a tinerului și talentatului scriitor Adrian Bănățeanu. Fac cu această ocazie și o legătură cu evenimentul din seara aceasta, în care domnul Ioan Barbu, editorul ambelor cărți, The Hunter, Vânătorul, dar și al acesteia, ca un ce mi s-a părut nou și acest mi s-a părut nou în suprim omagiu, a spus că a văzut cartea domnului Radu Alexandrescu și, într-adevăr, nu a găsit greșeli, nu a văzut niciun fel de stingăcii
în scrierea acestei cărți direct în limba engleză de către tânărul scriitor Adrian Bănățeanu, prezent aici. Revenind la subiectul nostru, la protagonistul nostru în această seară, se știe că domnul Radu Alexandrescu, asemenea unui Romul Vulpescu sau Lucian Bădescu sau altor cunoscători ai limbii franceze de data aceasta, cunoaște nu numai la perfecție limba engleză, ci cunoaște și niște dialecte. Și, asemenea lui Lucian Bădescu, ceva mai de mult, a predat și predă și în prezent limba engleză acasă la englezi. Cât se pot lăuda cu această performanță? Nu mai vorbesc că de câte ori eu personal sunt întrebat, dar și alții, domnule, caut un cunoscător bun sau foarte bun de limba engleză, am și eu un copil să de nu știu ce, toată lumea, fără excepție, îl recomandă în primul rând pe domnul Radu Alexandrescu. Și este o realitate. Fiindcă erau, sunt convins că sunt mulți oameni care nu cunoșteau acest aspect sau cunoșteau mai puțin, am ținut să vă prezint aspectul acesta. Ca om este deosebit, atâta cât am putut să stau de vorbă cu dumnealui, în scurtele respirouri dintre două călătorii în jurul lumii sau prin lume, ca om este excepțional, de o jovialitate, de o urbanitate perfectă, de o politeție, de o modestie, care îi fac cinste, asemenea oameni nu pot decât să dea elevi, nu pot să dea elevi decât pe măsura dumnealor. La un moment dat a fost cât pace chiar să plec într-o călătorie cu dumnealui și îmi pare rău că am lăsat din niște motive superioare. Faptul că periodic ia grupuri de elevi, dar și de oameni mari și face călătorii în lume și în jurul lumii, a avut și are o importanță extraordinară pentru deschiderea spre lume, pentru cunoaștere. Dumnealui spune că și-a spurtat în suflet pentru totdeauna dragostea pentru călătorii, pentru cunoaștere. Mărturisesc cu această ocazie că și eu am avut în suflet întotdeauna această nostalgie să dau ocol lumii, dar n-am avut ocazia aceasta. Revenind acum la carte, fiindcă Nenelu mi-a atras atenția să nu lungesc, revenind la carte, cărțile de fapt ale dumnealui sunt scrise, și aici trebuie să fac o scurtă paranteză, să-l laud pe Nena Nelu, nu am încotro, în prefața scurtă pe care a făcut-o, a cuprins esențialul despre protagonistul în această seară, esențialul despre scriitorul și despre omul Radu Alexandrescu. Găsește aici talent literar, cum la puțin autor de memoriale am întâlnit. La alții, iertați-mă, la alții sunt numai jurnale de bord, jurnale tehnice unde nu afli mare lucru în afară din niște date tehnice, localitatea unde se află și așa mai departe, așa, nu afli decât impresiile eventuale ale lui, scrise foarte parcimonios și atâta. Aici se vede talentul literar și eu sunt convins că domnul Radu Alexandrescu, scriitor care e încă tânăr și în forță, încă verde, le va desfăta și cu alte lucrări din domeniul larg al beletristicii, fiindcă îi depășește pe mulți beletriști, după părerea mea. Ați văzut câte metafore frumoase, câte expresivitate are în tot ceea ce scrie. Sub aspect cognitiv și cu aceasta încheie, cărțile lui sunt o bogăție de informații. Am descoperit o latură nouă a dumnealui încă de la prima carte, de la Țara fără sărut. Are talent de cineast, o combinație de cineast și de regizor. Te apropie întâi din punct de vedere geografic, apoi prezintă în general țara, face incursiuni în trecutul ei, arată cu ce s-a ilustrat țara respectivă, de exemplu Portugalia, imediat îți aduce câteva figuri reprezentative, Vasco da Gama, Amália Rodrigues, Eusebio, Ronaldo. Și abia după aceea, încet, încet, focalizează pe țară, pe locul unde a fost și intră în amănunte. La fel face cu China,
nu mai vorbesc de Machu Picchu, care pentru o bună parte dintre noi rămâne un ideal îndepărtat, un ținut de legende, un ținut înconjurat de arbori de legendă și de depărtări la care pentru mulți dintre noi e puțin probabil că nu vom ajunge în sfârșit. Și mai observat domnul Barbu și cu asta chiar înței, o trăsătură interesantă pe care eu doar o accentuez. Dumnealui nu descrie pur și simplu locul respectiv. Scoate sensuri adânci din locul respectiv, din descrierea lui, din oameni, din fenomenele respective. De exemplu, îmi amintesc când descria parlamentariumul din Portugalia. Păi în descrierea parlamentariumului pe care a făcut-o domnul Radu Alexandrescu, în nicio jumătate de pagină, o pagină, găsești mult mai mult și mai util decât tot ce fac o droaie de gazetari ai noștri, dintre care foarte mulți denigrează și din tot ce fac o bună parte dintre concetățenii sau confrații noștri care denigrează Uniunea Europeană. Și ideea aceasta de comunitate civilizată, domnul Radu Alexandrescu ne pune aceasta în față cu atâta talent, cu convingere și cu informația necesară, încât la sfârșit, după ce ai terminat pagina respectivă, ești convins și judeci și simți cu judecata și cu inima domnului Radu Alexandrescu. Și mai dau încă un exemplu, repetitor la țină la fel. Obiectivitatea aceasta pentru care autorul merită din nou laudele noastre nu ține cu nicio parte, nu are orientări politice când discută lucrurile. După descrierea pieței Tiananmen, unde coboară până la sarcasm, trece după aceea la definiția ținei care urmează de aici încolo, cu toată aglomerația aceea de capitalism, adevărat capitalist, și încheie cu o idee și spune că marele zid chinezesc a rezistat invaziilor tuturor popoarelor migratoare, dar piața Tiananmen și anumite mentalități din gândirea unor conducători chinezi nu vor rezista asaltului capitalismului sălbatic, cu ghilimele, în părțile lui bune și foarte bune. Nu pot decât să-l fericit și să mă simt bucuros și fericit de invitația domnului Radu Alexandrescu și a prietenului său Nelu Barbu. Vă mulțumesc, domnul Soare. Cartea, într-adevăr, este o carte genială, sunt niște eseuri de suflet, eseuri adânci. După ce o parcurgeți, vă dați seama că și dumneavoastră, alături de autor, ați participat la această lungă călătorie prin lume. De altfel, vă însoțește autorul care, cu aparatul său de fotografiat, cele 50 de fotografii sunt esențiale, justificative pentru această frază care am scris-o eu în prefață, că autorul nu numai că va călători prin lume, singur, cu rucsacul în spate, ci călătorește și împreună cu noi, cititori. Îi dau cuvântul acum domnului profesor Ioan Stelazar. Este o mare bucurie și onoare pentru noi toți să fim contemporani și conjudețeni cu domnul profesor Radu Alexandrescu, care, de ce să nu spunem, e o mândrie a noastră, a Vâlcii. Și eu sunt oarecum într-o situație ușor perplexă, pentru că la prima carte a dânsului am reușit la lansare să vin cu o poezie inspirată din acea carte, dar de data aceasta
Este o carte caleidoscop cu foarte multe imagini din tot orizontul planetei, încât este foarte greu să te poți opri. Sau n-a venit clipa aceea de inspirație, oricum e foarte greu să te oprești la un anumit amănunt. Nu este numai un caleidoscop, este și cartea unui enciclopedist. Pentru că domnul Radu Alexandrescu nu este orice reporter pe Mapamond. Este o enciclopedie ambulantă pe Mapamond. Pentru fiecare loc despre care scrie, s-a documentat înainte, știe o mie de lucruri și nu face să zicem, aranjamentul informației într-un mod tehnicist, ci toate îi vin dintr-o trăire mai veche, mai profundă, din interiorul cugetului și al sensibilității dânsului. Simți asta la scris și te bucuri că este acolo substanță culturală. Și călătoria pe care o facem este deopotrivă o călătorie în timp. Aduceți-vă aminte, cei care ați citit, care ați apucat să citiți, sau în sfârșit amintesc eu momentul în care urcă pe marele zid chinezesc și de la o treaptă la alta se oprește, mai privește un aspect sau altul de pe zid sau din jur și toate sunt în fond descensus în timp. O coborâre în timp în care prindem esența unei istorii a acelui loc. După care iarăși se întoarce în realitatea momentului și realitatea vorbirii cu noi. Și aici e de spus ceva în legătură cu calitățile literare ale acestui text, pentru că este un limbaj, dacă vreți, foarte familiar, dar e vorba de familiaritatea unui om de cultură, unui om civilizat și foarte delicat în ceea ce spune, pentru că multe lucruri nu-i convin, multe lucruri pe care le găsește în afară, îi trezesc amintiri neplăcute din țară și se raportează inevitabil la ele și nu-i convin, dar modul în care o spune este modul delicat, în sensul în care Brăileanu spunea că delicatețea este calitatea supremă a unui om. Este aici, deci, limbajul unui om civilizat, unui om elevat, cultural, astfel încât cartea este o cântare. Mai are particularitatea de a fi ca un fel de carte în foileton. Sunt mici articolașe pe care, să zicem, le-a publicat în decursul timpului, unele dintre ele, unele chiar le recunoaștem. Factura aceasta este o factură a unui om, într-adevăr, așa cum spunea doamna Sanda Constantinescu, un om liber. Nu are neapărat norme din punctul acesta de vedere. Și face exact cum crede că ne poate prezenta mai bine, mai expresiv, un loc cu peisajul lui, cu oamenii lui, cu impresiile pe care ți le poți face la o primă vedere sau impresiile altora în decursul timpului. Este și din acest punct de vedere un caleidoscop, poate fiecare secvență din carte.
De aceea, eu zic că densitatea informației și calitatea scripturii, sensibilitatea cu care percepe locurile, sunt de bun augur pentru un autor care depășește cu mult media obișnuitelor reportaje de călătorie. Aș mai spune că pe alocuri, tocmai datorită profunzimii personalității sale, reușește expresivități literare speciale. Nu dau decât două exemple. În drumul spre Oslo, peisajul nordic este atât de plin de păduri, de soare, de ochiuri de apă, la nesfârșit, ca și cum ar fi, spune dânsul, un infinit creat de natură sau un infinit al naturii pentru liniștea sufletului. Asta nu spune oricine. Da. Iar când este în China, spune despre China că este asemenea unui roi de albine în care fiecare are coridorul lui de manifestare și nimic nu se modifică din regulile care sunt prestabilite. Este iarăși o percepție pe care nu are oricine, ci o are un scriitor autentic pentru care noi ne bucurăm foarte mult că găsim în textele dânsului, ca și în imagine cu care ne-a obișnuit pe ecranul de televiziune, atâta bucurie și atâta libertate pe care ne împrumută și nouă. De câte ori urmăresc la televiziune reportajele dânsului, simt pur și simplu că mă ia din casă și mă duce și pe mine acolo și sunt și eu liber ca dânsul. Așa să fim toți. Mulțumesc! Într-adevăr, așa este. Dânsul Radu Alexandrescu întâlnește lucruri foarte bune și le compară cu unele lucruri rele la noi. Însă nu le descrie abrupt. El este, chiar dacă e departe de țară, este însoțit întotdeauna de leagănul și sărutul țării. Critica lui este fină, așa cum de altfel se poartă și el în viață cu noi, cu toți și mai ales cu elevii săi. Și acum gong, deschidem cortina și îi rog pe cei doi actori să intre în scenă în fața dumneavoastră. Radu Alexandrescu, Cristian Alexandrescu și doamna Violeta Scorcio. Nu te poți apuca să scrii o asemenea carte fără talent, convingeri, entuziasm și o cultură solidă. Radu Alexandrescu, în călătoriile sale prin lume, n-a surprins doar impresia momentului. El înregistrează actualitatea și proiectează lumini spre viitor, lărgește trecutul mai îndepărtat și deschide perspective. Cunosc puțini scriitori veritabili ai jurnalelor de călătorie. În ultimele decenii, Radu Alexandrescu este deschizător de drumuri și fara navigatorilor prin oceanul cuvintelor. El descoperă în călătoriile sale pe glob adevăruri permanente, gânduri fecunde, notează cu un condeiage și exersat elementele caracteristice ale continentelor, țărilor și popoarelor vizitate, ale lumii într-o continuă frământare. Când găsește vreun român sculptat în larma sufletului vreunui pământ de peste mări și țări, el, cel care n-a uitat leagănul și sărutul patriei, caută în Dumnezeu sprijin pentru lacrima fierbinte a iubirii de neam și o sârdie în curgerea dragostei de glia natală.
Radu Alexandrescu este un poet al textului, întâlnind în fiecare poveste a sa iubirea cu viața, dragostea cu oamenii și omenia pe care o înalță în divin, natura cu ființa istoriei, cu bunele și relele ei, cu trandafiri și cu spini. Dar scriitorul călătorește prin lume nu doar cu rucsacul în spate și cu condeiul în mâna dreaptă, ci și cu aparatul de fotografiat. Puterea imaginilor din cartea sa, peste 50, alese de autor și editor pe sprânceană, îl ajută pe cititor să înțeleagă mai lesne mesajul scris, dându-i impresia că este martor ocular la un reușit spectacol al lumii. Cu iubire nestinsă nepoților mei, Luiza, Sorin și Radu, această carte născută dintr-un amor scultat în suflet, călător prin lumea largă, Radu Alexandrescu. Primele gânduri care te încearcă încă de la înălțimea norilor de un alb albăstriu meridional fug dinspre Vasco da Gama către invazia maură, cântecul plin de cascade al Amalii Rodriguez sau dribling-urile magice ale lui Eusebio Ronaldo. Impactul cu realitatea portugheză, în schimb, te aduce într-o lume dominată de simetria formelor neoclasice și baroce, a secolelor de expansiune marină cu iz oriental și cu parfum de mirodenii uitate de lume. Iar apoi, redescoperită de exploratori spre bucuria și bunăstarea sufletească a călătorului. Ritmul sacadat al portughezei, însoțit de gesturi, când apăsate, când abrupte, dar convingătoare, confruntările gălăgioase de opinii din cafenele sau din piețele publice, te anunță că perimetrul definitor al acestei națiuni mici, dar robuste, se află între expedițiile spre capătul lumii și teatrul în aer liber în care între vorbe și fapte rămâne doar un singur pas. Lisabona, orașul suspendat chiar deasupra albastrului oceanului, pe niște coline plutitoare peste adâncurile tăcute ale apelor, are ceva din grandoarea porților de glorie și de cădere a unei mari puteri marine. Inima orașului este bătută de râul Tagus, care pe măsură ce se apropie de ocean, se vede de pe înălțimea colinelor ca o arteră de un violet deschis, pigmentat de vapoare și bărcuțe cu pânze albe, purtând cu ele mitul deșifrării tainelor pământești, al înfruntării furtunilor sau al monștrilor apelor. Încă necunoscuți omului, străzile, ce seamănă cu urcușurile și coborâșurile istoriei locului, sunt străbătute de tramvai, lifturi și funiculare, astfel că vizitatorii numeroși ai Lisabonei trec prin niște stări de spirit greu de uitat, ieșcând deasupra apei, când la poarta unui palat regal sau lângă o fortăreață plină de creneluri apărate de tunuri și de fantome repicați, bântuind în jurul butoaielor de vin de madeiră. Structura dominant liniară a străzilor, ce își arată frumusețea pe orizontală, se leagă de câteva cutremure de acum 3 secole, când costurile de valori umane au fost greu de evaluat. De pe colina nordică a orașului, înaintează abrupt în ocean un picior de pământ, presărat cu căsuțe de pescari, cu pereți albi și acoperișuri de țiglă roșie, înțesate de curioși din toate semințiile pământului. Pe trotuarele de piatră din renumitul cartier Alfama, graiul alert al portughezei este pe alocuri înghițit de tonalitățile pedante ale francezei, de notele înalte orientale sau de sobrietatea pe care o degajă vorbitorii germani sau englezi. Rar poți avea într-un spațiu restrâns un atât de puternic cumul al formelor armonioase și al diversității raselor, venite de peste mări și țări cu mirodenii și suluri de mătase turcoaz, coral, violet sau de culoarea orezului copt. Restaurantele mici cu terase pline de flori, ce se întind ca o broderie albă imaginară în jurul albastrului oceanic, sunt destinația finală a călătorului copleșit de frumusețe. Odată cu lăsarea serii, se aud primele armonii de fado, o muzică de un zbucium ce-ți răscolește inima, născută chiar aici, în Alfama. Se spune că acordurile orientale de fado, soartă, destin, întrerupte de oftaturi dese, cu năduf și suspine, se scurg spre sufletele din toate ungherele Lisabonei,
ca apoi să se retragă spre întunericul apelor, făcând zândări chiar și pietrele din adâncul Atlanticului. Ora 7 seara, Lisabona. Ca la un semn, strada pietonală Rua Augusta, care face legătura dintre Prasa do Municipio și Prasa do Comercio, geme de lume ieșită la promenadă, la cumpărături sau la un restaurant cu măsuțe așezate chiar în mijlocul intervalului. Ceramica și broderiile populare par a se bucura de mai multă trecere la turiști, în vreme ce magazinele de modă atrag ca un magnet sexul frumos. Cupluri de toate vârstele se îndreaptă încet spre cea mai mare atracție arhitecturală a cartierului Baixa, Arcul Triunfal, de fapt, poarta de intrare în Prasa do Comercio, un adevărat monument al spiritului temerar portughez. Coloanele dorice susțin stema statului portughez încadrată de figuri emblematice ale istoriei navale terestre sub protecția unei statui uriașe a Sfintei Fecioare Maria. Exportul de catolicism în insulele îndepărtate din Oceanul Indian, Atlantic și Pacific, începând cu expedițiile spre India ale lui Vasco da Gama, a adus beneficii mari statului portughez întemeiat în secolul al XII-lea de către regele Alfonso Henriques. Pe Rua Augusta, grupurile de trecători sunt periodic atrase fie de vitrine, fie de mimi, clowni, cântăreți de muzică fado sau fel de fel de acrobați și scamatori ce încearcă cu minți să-și câștige traiul de pe o zi pe alta, vânzându-și talentul publicului larg. Mi se spune că toți sunt înregistrați la fisc și că beneficiază de cursuri de pregătire gratuite în meseria lor. Cu siguranță că turistul venit din alte țări europene se simte mai în largul lui, nefiind agresat pe stradă sau la masă de persoane neprietenoase și insistente. De regulă, numărul celor opriți în buchete pe stradă spune cam de ce interes se bucură fiecare artist stradal, cum sunt numiți, de regulă, acești Don Quixote ai Lisabonei. Deodată mi-atrage atenția un grup neobișnuit de numeros care pur și simplu îl face nevăzut pe protagonist. Mă strecor în cei primulțime și rămân înmărmurit pentru câteva clipe, doar clinchetul monedelor ce cad neîncetat ca la o monetărie națională, în vasul așezat pe pietrele de macadam, mă ajută să-mi revin. Un ceaf șeprin cu lentile verzi pe pupilele ochilor stă în levitație cam la 40 de centimetri deasupra solului, atingând din când în când un baston alb cu mâna stângă. În același timp, mâna dreaptă se mișcă tacticos spre public, odată cu zâmbetele de mulțumire pentru moneda unică europeană ce nu încetează să curgă. Liniștea mută a mulțimii și sprâncenele ridicate de mirare mă fac să cred că asist la o minune rar întâlnită în plină stradă. În fața lui pe trotuar sunt câteva note cu recordurile personale de durată a levitației înscrise în Guinness Book. Ca un călător avizat, dar dornic să caute adevărul până în pânzele albe, dau și eu o monedă de un euro. Apoi întreb însoțitoarea dacă pot să mă conving de adevăr. În următoarea clipă îmi trec piciorul drept sub misteriosul Charles Chaplin. Domnule Chaplin, a venit momentul adevărului, îmi șoptesc în gând. Spre uimirea tuturor, piciorul meu se mișcă în aer. Simt cum ochii spectatorului mă aprobă și mă mustră în aceeași măsură. În următoarea secundă mă conving că omul plutea. Pur și simplu, sigur și enigmatic, pe deasupra înțelegerii privitorilor uimiți, dar și pe deasupra pământului. În lume sunt clădiri, peisaje și experiențe umane care te marchează de-a lungul vieții ca niște semnele destinului. Devii oare mai înțelept, mai circumspect sau mai bun? Greu de spus, pe durata unei singure vieți. Insula Soarelui sau Scoica de Aur, cum o numeau cuceritorii arabi, te surprinde prin numeroasele etaje de culturi suprapuse, un statut dobândit într-un triunghi de pământ ce se înfățișează lumii cu o zestre spirituală greu de egalat. Pășind pe lespezile de piatră ce acoperă străzile medievale, ți se derulează în fața ochilor un film surrealist de epocă, cu gravuri sculptate pe pereții catedralelor și pe zidurile fortificate ale palatelor regale. Siluetele invadatorilor romani se suprapun într-o geometrie asimetrică celor grecești, normande, islamice sau bizantine, un cortegiu istoric învăluit în fum, cu arome, culori,
zângănit de arme lucioase, pasiuni, răzbunări, veșminte, cruci, semilună, supuneri, răzmerițe și speranțe. Dacă vestigiile grecești și romane din Siracuza se individualizează prin canoane arhitectonice distincte, melanjul de stiluri din Palermo, Montreal, Messino, Calabria te duc spre noi cu tume ale conviețuirii multiculturale pe un spațiu pe cât de incandescent al istoriei, pe atât de rafinat și armonic în artă. Cât va mai fi rămas din peștera lui Polifem, căpcăunul ce devorase o parte din oamenii neînfricatul lui Ulisse, aici, aproape de Sicilia? Și câte corăbii vor mai fi înghițit vrăjitoarele din Scila și Carita? În ce culise ale cerului se vor fi retras actorii, regizorii, figuranții și întreaga recuzită a celor ce stăpâneau atâtea secole toată suflarea unor imperii? Oare câți dintre ei s-or fi retras printre oameni sau cel puțin în imaginarul colectiv? Cum poate un popor să renunțe la atâtea mituri fără să dispară până la ultimul om? Legenda dansului Tarantela. O tarantela calabresă. Întotdeauna când vizitezi o țară caldă și pasională, te gândești oare în ce coreografie s-ar putea înscrie mișcările oamenilor atunci când își trăiesc bucuriile sau tristețea. Tarantela, cu schimbări de ritm, de cât de abrupte, pe atât de imprevizibile, în alternanță cu ceea ce italienii numesc andante, allegro sau allegretto, reflectă în mare măsură spiritul latin, cu reverberația meridională a unui popor luminat de soare, dar și de propria istorie. S-ar spune că, cu multe secole în urmă, un păianjen pe nume Tarantula se insinua sub hainele celor ce și lucrau pământul, provocând astfel o molimă greu de stârpit cu miciulașele medicale ale vremii. După ce rugăciunile au încetat să-și mai facă efectul, deznădejdea oamenilor se îndrepta spre cote nebănuite. Atunci, într-un gest de solidaritate spontană, aceștia ar fi încins o oră pe pământul pietros. În fapt, un dans al disperării ce avea să despartă viața de moarte. Ruperile convulsive de tempo și mișcarea lor timp de 4 minute pe vârful degetelor, în sensul acelor de ceasornic, apoi invers, cu ritmurile ce creșteau într-un tumult dramatic, aveau menirea de a îndepărta nedorita insectă ce urmea să cadă neputincioasă, ca apoi să moară în pământul nisipos și fierbinte. De-a lungul vremii, tarantela și-a căpătat și statutul dansurilor de alungare prin ostracizare a spiritelor întunericului. La rândul ei, tarantela siciliană, la fel ca toate suratele ei italiene, a dobândit câteva elemente noi. Culorile alb negru din costumația bărbaților, baticurile mozaicate ale femei, toate de descendență orientală, jocul ludic al perechilor, implorarea cerului și aspectul festivist al reprezentațiilor, ca elemente mai noi sau mai vechi ale deschiderii spre culturile moderne. În sfârșit, o variantă regală a tarantelei începe să fie dansată la marile curți imperiale ale Europei, începând cu secolul al XVII-lea. De data asta, noua linie coreografică a dansului se încarcă în mod nefiresc cu simbolistica zglobiei a bucuriei de a trăi și a opulenței. Oricum, temperamentalul dans acoperă o filă de viață pasională, dureroasă și intensă, din istoria vie a peninsulei, pe care contemporanii o privesc ca pe un spectacol cu eroi adevărați. Thank you.
dicția lui Ioan Predescu. A să vă spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, mă bucur că sunteți aici și că, de fapt, se instituie ceea ce trebuie să existe, un calm al valorilor. Fiindcă, într-un un dialog, trebuie să existe în această paradigmă a calmului valorilor, mai ales în societatea românească, unde se pare că a dispărut și se pare că nu are șanse și că n-a prea avut niciodată șanse de a exista. De aceea prezența cărții domnului Radu Alexandrescu induce un tip de dialog. Un dialog care poate să aducă liniștea fiu, fiindcă oricum în spațiul nostru neliniștea celor care vrea să propună idei nu aduce nimic. În sensul că mai bine o liniștea diaforică, îndepărtată, ca să pot să scriu o carte. Și mă gândesc că Petru Culian a mers în Tibet, s-a parcurs anumite trepte ale inițierii, sigur cu genialitatea lui, și a sfârșit, fiindcă a dat o replică românească lumii și a fost distrus de ai săi. Asta ține de marile valori, acelea care își asumă un destin neștiut, adică un tip de abufare aproape de luciditate sau nebunie. Am vorbit sau dispariție, am vorbit acest exemplu, fiindcă ei sunt excepțiile și noi suntem aici pentru un dialog normal ca să putem recepta pe ei atât cât putem. Și cartea domnului Radu Alexandrescu este o invitație într-o civilizație a privirii ca omul din România, dintr-un topos numit România și unii cu Vâlcea, care poate să vadă lumea, poate să fotografieze, să simtă normal. Cred că asta este, acesta este mesajul acestei cărți, că este un om normal și probabil că mediul familial a pus un tip de scritură și în ceea ce spun, pozele pe care le-a ales și în comentariile subtile pe care le face. Dacă tot am vorbit de partea aceasta foarte reală sau foarte normală, o normalitate care sugrumă, de fapt, existența și face niște trepte de-a dreptul de nepovestit, este aceea cu pagina 139, cu liderul suprem și polița de aur. Dacă toți scripii au decriptat și au propus acest model, petrecut evident în China, cred că domnul profesor își demonstrează calitatea intelectuală făcând următorul comentariu. Un fapt, un amănunt ce parcă la proprie în mod iremediabil pe marele împărat de lanțul trofic al lui Darwin ca și de statutul de reprezentant pământean al unui imperiu. Este o interpretare care îl situează în planul reflexivilor și al oamenilor foarte inteligenți. Cartea, cred că în această cheie am putea să o citim, mă bucur că aici sunt tineri care aduc muzică simfonică, oameni cu care am crescut actor de-a lungul timpului, din generația noastră, că sunteți dumneavoastră, și că apelul de exemplu, ultimele cărți al lui Mihu Rezeanu, domnului politic, este acest apelul la echilibru și la, și la armonie. Și fiindcă, să spun și o glumă în final, fiindcă toți suntem aici oameni mulți de gen feminin, pentru că domnul profesor, de ce v-ați culit? Domnul profesor, văd că spune acolo, vorbește despre un amor sculptat în suflet. Și apoi titlul este La Machu Picchu pe treptele zeilor. Nu știu dacă am dus să vorbească despre zeițe, dar mi-amintesc că la Termopil acolo este o enigmă cu cei 300 de spartani. Da, cred că a putea trimite și în această cheie a iubirii
mai tip de datanți, adică de bărbați, și de aceea și spus aici un amor sculptat în suflet. Am încheiat în această cheie, fiindcă Nalu este un om elevat, aduce o stare de normalitate în oraș, total necesară, și că, de fapt, civilizația privirii este în ceea ce face o stilistică a civilizației privirii. Vă mulțumesc! Încheiem comentariile cu cel al viitorului Toru Moțoc.